Bună draga mea, sunt Luna Ala. 16 septembrie este o zi a evenimentelor complexe la nivel global. O zi a provocării, sunt posibile demisii, scandaluri și revelații suplimentare. Poziția planetelor la începutul acestei săptămâni este favorabilă luării de decizii în În același timp, este important ca acestea să fie deliberate, nu spontane. Acesta este de asemenea un moment bun pentru a realiza idei mai vechi. Pe 18 septembrie Saturn revine la mișcare directă în Capricorn. Începe o perioadă de stabilire a obiectivelor strategice îndepărtate de formarea proiectelor pe termen lung și dezvoltare. creează ți un program, orientează-te maxim și cu încredere către obiectivul tău. Vor fi finalizate cu succes călătoriile preplanificate și călătoriile de afaceri. La mijlocul săptămânii va fi o perioadă activă în relațiile personale. În uniunile existente, cuplurile ar trebui să se ocupe de nevoile și responsabilitățile lor. Numai în acest fel vă puteți înțelege mai bine și să vă întăriți sentimentele. Sub influența emoțiilor este mai bine să nu iei decizii în viața personală. Noi cunoștințe în acest moment sunt posibile, dar nu trebuie forțată dezvoltarea evenimentelor. Începând cu 19 septembrie, nodurile karmice trec de-a lungul axei Sirius-Vega. Este calea spre este calea spiritualității, a umanității reînnoite și a civilizației moderne. Pot fi descoperite noi metode de vindecare, regenerarea corpului fizic folosind cunoștințe antice, dar pe baza dispozitivelor și medicamentelor moderne. În ceea ce privește informația, poate să apară o nouă metodă de a obține energie din surse ascunse sau transmiterea acesteia. Sfârșitul săptămânii nu este potrivit pentru călătorii și antrenamente. Evită inconsecvențele și excesele de orice fel. Acum hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec, Săptămâna aceasta este probabil să zboare pe parcursul unui scurt moment. Vor exista un număr infinit de cazuri care îți pot risipi timpul și poți rămâne fără putere. Fă totul pentru a te descărca în weekend, dar iese de preferat în tăcere. Abține-te de la vizitarea petrecerelor aglomerate și cu atât mai mult refuze să bei băuturi puternice. Dacă ești singur în zilele următoare, poate apărea simpatia pentru o persoană cunoscută de mult timp. Înainte de a acționa, înțelege-te. Este important să înțelegi că această simpatie nu este dictată de interes sau un capriciu momentan. Ești aventurată prin natură. Și această calitate este utilă pentru tine într-o călătorie corporativă. Petrecând timpul într-un cerc de colegi, poți rezolva fără efort toate disputele acumulate până la acest moment. Prânzul într-o cafenea sau restaurant, precum și jocurile în echipă, vor avea un efect benefic asupra atmosferei prietenoase din cadrul echipei tale. Săptămâna aceasta ești sfătuită de astre să nu efectuezi activități majore de îmbunătățire a locuinței. Este deosebit de nedorit să începi preparațiile în locuință. În această perioadă există riscul de a calcula incorrect suma reală de bani cheltuită, timpul și efortul, ceea ce va duce la dezacorduri și creșterea tensiunii în familia. Merită să te abții de la finalizarea documentelor cu privire la dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare. Este posibil să te confrunți cu întârzieri birocratice și să cheltui degeaba mult timp. Săptămâna este favorabilă dacă ai chef de schimbări decisivă în activitățile tale profesionale. Poate că în echipa ta de lucru vor exista schimbări din care poți câștiga mai mult decât speri. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur! Săptămâna aceasta îți poate oferi multe momente plăcute. Probabil discuția cu rudele apropiate, alegerea de cadouri simbolice care vor fi o adevărată surpriză, petrecerea timpului liber, participarea la o petrecere care va aduce unii cunoscuți interesanți. În zilele următoare este recomandată eliberarea taurului singuratic. Acesta este momentul potrivit pentru a face un pas către soartă și a uita complet de eșecurile din trecut. În afacerile profesionale nu sunt prevăzute mari schimbări. Săptămâna este potrivită pentru semnarea contractelor și angajarea de personal nou. Vei putea obține cel mai mare succes pe o cale pe care nimeni nu s-a angajat anterior. Trebuie să-ți folosești toată ingeniozitatea pentru a găsi această cale, desigur, dacă lucrările urgente nu sunt planificate. Nu te întoarce din drum și crede în tine, vei reuși. În această săptămână îți poate fi incomod un exces de comunicare. Cel mai probabil, cunoscuții se vor orienta mai des către tine pentru ajutorul și asistență. Rezolvarea problemelor lor va necesita mult timp personal, motiv pentru care unele dintre propriile sarcini nu vei reuși să le finalizezi. În această perioadă vei avea tendința de a-ți împrăștia atenția în multe domenii, din cauza cărora este puțin probabil să poți termina la timp toate treburile planificate. Între timp, săptămâna aceasta este favorabilă pentru relațiile de dragoste. Te așteaptă o perioadă de armonie și înțelegere reciprocă în cuplu. Dacă nu ai timp, cere doar ajutorul pasiunii. O persoană iubită va da cu bucurie soluția problemelor tale. La sfârșitul săptămânii, mergi în vizită sau pur și simplu bucură-te de o bine meritată mângâiere. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni, în această săptămână ți este contraindicat să fii ocupată cu orice fel de treburi. Nu este relevant dacă te afli în vacanță. Dar chiar dacă te odihnești acum, nu trebuie să uiți că corpul tău are părți zgomotoase. Are sens să aranjezi o călătorie în natură sau să stai cu o rudă care trăiește în zonele rurale pentru câteva zile. Dacă ești în căutare de dragoste, nu ar trebui să deranjezi în niciun fel pacea din interiorul cuplului cuiva. În general, onestitatea, sinceritatea, simplitatea te vor ajuta să stabilești o viață personală și să te salvezi de singurătatea psihoemoțională. Emoțională. Nu asculta pe nimeni și fă totul cum crezi de cuviința. Mai mult decât atât, toamna te va întâmpina cu unele lipsuri de astfel de binevoitori înțelepți. Aceasta nu înseamnă că trebuie să-ți urmezi emoțiile, este important să-ți asculți în mod conștient vocea interioară. La sfârșitul săptămânii, între 21 și 22 septembrie, acordă atenție șanselor favorabile de a schimba viața în bine. În această săptămână vei putea excela în studiile tale. Curiozitatea și sârguința ta vor fi răsplătite cu dobândirea de cunoștințe utile. Aceasta este o săptămână potrivită pentru a pune lucrurile în ordine, în rutina zilnică și a planifica sarcinele viitoare. În a doua jumătate a săptămânii, cheltuielile tale financiare pot crește până la dimensiuni critice. Dacă ai o familie, cheltuielile principale pot fi asociate cu copiii. De exemplu, va trebui să faci mai multe achiziții pentru noul an școlar sau să-l duci pe copil la un circ sau la un teatru. Dacă ești îndrăgostită în această perioadă, cel mai probabil vei decide brusc să cheltui bani pe cadouri pentru o persoană iubită. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC în această săptămână este probabil să te temi să schimbi ceva în viața ta cotidiană obișnuită. Cu toate acestea, schimbarea poate pătrunde în mod persistent în cele mai diverse sfere ale vieții tale. Fii flexibilă și învață să te adaptezi circumstanțelor în schimbare. În zilele următoare, stelele promit că vei trece cu succes orice afacere legată de vânzarea, cumpărarea sau schimbul de proprietăți imobiliare. Pentru a deschide fluxuri de energie pozitivă în spațiul tău personal, aruncă din gunoiul vechi, fizic sau emoțional. Nu este recomandat să-ți deschizi inima în comunicarea cu străinii și nici să împărtășești planurile de viitor cu un coleg ingenios. În această săptămână, stelele au plănuit pentru tine o întâlnire atractivă, dar reține că este posibil să nu meargă așa cum te aștepți, așa că nu lua decizii pripite, ci dai persoanei încă o șansă. Și abia după aceea trage concluzii. Acum îți este contraindicat în orice dietă și abstinență la alimente. Mănâncă pe deplin, însă alcoolul trebuie eliminat complet. Săptămâna asta vei fi într-o armonie completă în dragoste și parteneriat dacă vei acorda o atenție maximă pasiunii tale. O persoană iubită în această perioadă îți poate oferi o surpriză. De exemplu, îți face o recunoștință emoțională sau o surpriză cu un cadou neobișnuit. Este recomandat că dacă ești îndrăgostită să apari adesea în public împreună cu pasiunea ta. Lasă pe toți să vadă cât de frumos este cuplul vostru. Între timp, conflictele cu părinții nu sunt excluse. Poate că acțiunile tale nu vor întâlni aprobare din partea lor. Totuși, acest lucru nu înseamnă că trebuie să renunți la preferința. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu, săptămâna aceasta poți pierde treptat siguranța ta în luptă. Treburile începute cu ceva timp în urmă vor fi lăsate la voia întâmplării. Această apatie poate fi periculoasă dacă în prezent dezvolți un proiect de afaceri, te pregătești pentru un examen, pentru o prezentare sau pentru un interviu în scopul angajării. Lipsa de concentrare asupra afacerilor personale este de asemenea de așteptat. Dacă ai luptat pentru inima unei persoane, te poți trezi că te vei retrage brusc. Învață să te motivezi și să orientezi energia într-o direcție bună. În această perioadă a anului, un atac de mândrie cronică îți poate provoca orice. Rușine într-un loc public, un mic dejun ars, băutură vărsată accidental în poalele cuiva. Păstrează-te sub control și nu ceda a fluxului de emoții negative. Zilele în care totul va merge bine pentru tine sunt 19 și 20 septembrie. Dar pe 17 septembrie, vigilența nu va strica? În această săptămână, stelele te încurajează să îți folosești cuvintele cu o dublă atenție. Orice declarație incorrectă poate fi folosită în detrimentul tău. De asemenea, ar trebui să fii mai discriminatorie în comunicare, să nu fii sinceră cu străinii. În mod ideal, este mai bine să limitezi cercul de prieteni la prieteni apropiați, membri ai familiei și părinții. Acum este momentul potrivit pentru o distracție familială. În activitatea profesională vei găsi ceva succes, vei putea face față îndatoririlor tale, iar munca nu îți va provoca reclamații din partea superiorilor sau a clienților. În un weekend, surprizele plăcute nu sunt excluse. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara, în această săptămână poți avea speranță de succes în carieră. Există o singură condiție. Trebuie să existe premise obiective pentru acest lucru toată lumea se va dovedi a fi dreaptă, tu vei înceta să te plângi de soartă și nu te vei teme să părăsești zona de confort. Vei începe reforma la scară largă a ceea ce se întâmplă în viața. Nu respinge o astfel de opțiune cu mutarea într-un nou loc de reședință, într-un alt oraș sau țară. Tu ești suficient de conservatoare, de Ceea ce te sfătuiesc să te concentrezi pe treburile gospodărești. Reîmprospătează-ți ușor interiorul și nu să scap de gunoiul inutil. În cursul săptămânii vei fi ocupată cu probleme legate de cumpărarea sau vânzarea de bunuri imobiliare. Ajutorul unui avocat cu experiență nu-ți va răni orgoliul. Acest lucru te va ajuta să eviți inexactitățile legale și executarea corectă a documentelor. Crede-mă, nu vei avea dureri dacă vei vizita un salon de înfrumusețare sau un spa. Selectează weekendul pentru acest lucru. Rezultatul te va mulțumi. În această săptămână poți avea unele dificultăți financiare. De exemplu, un aparat de uz casnic sau un computer se va defecta, ceea ce va presupune costuri suplimentare. Cel mai bine este că la începutul săptămânii să pui o anumită sumă ca o rezervă de neatins. Tot în această săptămână vei găsi cunoștințe și călătorii plăcute. Acum poți utiliza contactele de afaceri și, dacă este necesar, contactează-ți prietenii pentru asistență. Cu siguranță te vor ajuta. Timpul liber merită petrecut cu prietenii apropiați. Faceți schimb de vești și informații, împărtășiți planuri de viitor, discutați probleme comune care vă preocupă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța în această săptămână vei începe schimbări la scară largă. Poate că vei încerca să câștigi o prima competiție în olimpiada pentru carieră, poate că vei dori să găsești fericirea cu o persoană proaspăt întâlnită, poate că vei decide să-ți înțiezi propria afacere la nivel local. Succesul prețuit este probabil să fie obținut, dar va trebui să muncești din greu pentru acest lucru. Nu te încrede în cei care sunt predispuși la bârfe și invidia. Când faci cumpărăturile, încearcă să acorzi atenție nu costului unui produs, ci practic și calității acestuia. Săptămâna aceasta este recomandat să îți schimbi garderoba și să faci orice fel de călătorie. Mare majoritatea oamenilor îi place când este admirată și se acordă o atenție sporită datorită faptului că se află în vizorul unei persoane dragi. Dar puțini sunt gata să lucreze pentru propriul lor succes. Prin urmare, trebuie să eviți pe cei care doresc să-și încălzească mâinile cu gloria ta. Sâmbătă și duminică este mai bine să planifici în avans odihna și atât. Nu evita comunicarea, flirtează cu grijă în cercul prietenelor. Ai grijă, în această săptămână poți avea mai mult decât odată ocazia să-ți amintești zicala. Limba mea este dușmanul meu. Orice opinie exprimată de tine poate provoca o reacție negativă din partea celorlalți, deoarece va conține critici. Acest lucru se poate pronunța mai ales în activitățile profesionale, în relațiile cu superiorii. Încercarea de a discuta cu managementul poate fi supărătoare pentru tine. Acum este mai bine să ți îndeplinești calm datoriile, mai ales că săptămâna aceasta favorizează creșterea veniturilor. De asemenea, acesta este un moment bun pentru îmbunătățirea condițiilor tale de viață, achiziționarea de electrocasnice, obiective de interior, reparații minore. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion. Ar trebui să nu-ți provoci singură furie gratuită în săptămâna aceasta. Încearcă să păstrezi tăcerea mai mult timp, prefăcându-te că asculți cu atenție interlocutorii tăi. Acest sfat poate deveni relevant în problemele de familie. Acum există un risc crescut de a rămâne fără o parte din finanțarea cuiva. În ceea ce privește sentimentele, în acest aspect, pasiunile nu sunt excluse dacă ai o familie, trebuie să ai încredere numai în fapte și nu în informații dubioase cu privire la comportamentul sufletului tău pereche. Dacă ești singură, nu este indicat să te apropii de nimeni. De luni până vineri te așteaptă o adevărată petrecere în roată. Toată săptămâna nu vei avea timp liber de la sarcinile oficiale, dar recompensa va fi impresionantă. Pentru weekend plănuiește să mergi la saună sau la piscină. Acest lucru te va ajuta să te relaxezi corect. O călătorie la piscină nu va interfera cu treburile zilnice. În această săptămână vei putea obține multe dacă vei acționa independent. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să faci schimb de opinii și să asculți sfaturi exterioare. Din potrivă, din interacțiune activă cu ceilalți nu vei beneficia decât tu. Cu toate acestea, ultimul cuvânt ar trebui să rămână la tine. Pretenie și fermitatea intenției sunt secretul succesului din această săptămână. Acesta nu este cel mai bun moment pentru călătorii lungi, în special cu mașina. Problemele sunt posibile. Abține-te de la orice activități secrete. Acesta nu este momentul potrivit pentru a păstra secretele sau pentru a le produce. Cel mai probabil, orice secret va ieși la suprafață. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săjutător, săptămâna aceasta te așteaptă un fel de întrerupere aproape completă. Probabil chiar și lucrurile care au fost stabilite în trecut au fost setate la o viteză frenetică, se vor opri. Acesta este cel mai bun moment pentru a avea grijă de frumusețea și bunăstarea ta. Dacă ai un teren, stelele te sfătuiesc să-ți petreci acolo tot timpul liber. Orice evenimente și picnicuri în afara orașului sunt de asemenea binevenite, dacă vremea permite. Încearcă să nu te joci cu sentimentele oamenilor sau cu o manipulare mentală fină. Săptămâna aceasta nu este cea mai bună pentru achiziții mari și căutări pentru un nou loc de muncă. Ești speriată? Nu ești sigură pe tine? Această dispoziție este tipică pentru tine de debutul toamnei. Prin urmare, încearcă să nu acorzi nicio atenție negativului, dar să direcționezi toate eforturile către o odihnă de calitate. În fiecare moment el ne repete de câteva ori. Hakuna Matata! Zilele cele mai norocoase pentru tine sunt 19 și 20 septembrie. Săptămâna aceasta poți fi destul de nervoasă. Încearcă să nu grebești lucrurile, altfel nu vei putea evita răni minore sau alte incidente enervante. În această perioadă, conflictele nu sunt excluse, în special certurile cu prietenii. Acum, stelele îți recomandă abandonarea petrecerilor zgomotoase și consumul de alcool. În caz contrar, numărul de probleme va crește simțitor. În această perioadă, te vei simți destul de confortabil într-un cadru de singurătate. Acesta este momentul potrivit pentru practicile spirituale care vizează îmbunătățirea de sine și autocontrolul. De exemplu, Poți face yoga sau poți începe un antrenament autogen. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn Pentru tine, săptămâna aceasta, probabilitatea unei întâlniri promițătoare crește. Există șansa de a găsi un sponsor pentru idei îndrăznețe de afaceri sau un filantrop pentru creativitatea personală. Dacă ai o familie, stelele te încurajează să petreci mai mult timp în compania unui partener de viață, dar cu o mină mai veselă. Nu se poate exclude că vei avea nevoie de îngrijiri medicale sau asistență morală. În zilele următoare, lucrurile care vizează a scăpa de defectele proprii vor funcționa cel mai bine. Cu toate acestea, în lupta împotriva unuia sau altui obicei prost, încearcă să nu exagerezi. Nu te grăbi de la o extremă la alta în timpul procesului de cumpărături. Nu evita alte persoane. Săptămâna aceasta orice comunicare pentru tine este foarte importantă. La locul de muncă vei fi asemenea unui avocat pentru secretele colegilor, iar membrii familiei vor fi și ei mai sinceri. În weekend este indicat să pleci din oraș și să te relaxezi undeva singura. Le te sfătuiesc să faci cunoștințe noi și să comunici mai activ cu prietenii. Oamenii care împărtășesc aceleași credințe sau interese cu tine îți pot oferi un sprijin serios. Dacă iei o poziție de viață socială activă, atunci în această perioadă nu te vei putea întâlni doar cu reprezentanții partidelor politice, dar poți participa și la diverse evenimente sociale. Între timp pot apărea probleme în parteneriate atât în afaceri cât și în relațiile conjugale. Este puțin probabil să găsești o înțelegere reciprocă cu un partener din cauza căruia sunt posibile certuri și resentimente. Este indicat să nu planifici pentru aceste zile o ceremonie de nuntă sau semnarea contractelor cu efect îndelungat. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător, în această săptămână este foarte probabil să nu fii prea fericită cu tine însăți. Cel mai probabil viața personală, veniturile curente, poziția oficială, starea de afaceri sau sănătatea vor fi supuse autocriticii. Tristețea și apatea nu trebuie lăsate să interfereze cu evenimentele prezente săptămâna trecută. Sunt așteptate situații în care este necesară o rată de reacție ridicată. Dacă lupți pentru succesul în carieră, ar trebui să te lași convinsă de un coleg autoritar. Tactul poate fi cheia multor victorii. De exemplu, ți se va oferi șansa de a face pacea cu una dintre rudea. Planetele prietenoase te sfătuiesc să nu acționezi în stilul caracteristic, zdrobind un soț sau un partener. Îl vei pierde foarte repede și definitiv. Cea mai bună tactică este să fii fericită și în stilul caracteristic ție să împingi omul la schimbări voluntare. Instrucțiunile tale sunt adecvate în școală, nu în comunicarea cu un adult. Desigur că stăpânești cunoașterea universală, dar prin toleranță viața de familie va fi prosperă. Săptămâna aceasta există șansa de a avea o oportunitate de a fi susținută de oameni influenți. Acesta este un moment bun pentru rezolvarea problemelor cu oficiale guvernamentali și superiorii la locul de muncă. Stelele îți recomandă stabilirea unor obiective ambițioase, dar realizabile și eforturi reale pentru atingerea lor. Acum merită să te manifesti pe deplin. Ai șanse mari să câștigi o competiție sau un eveniment sportiv. Cel mai dificil subiect al săptămânii este legat de actualizarea cosmetică, precum și de bunăstarea ta. Acum există un risc ridicat de a deranja echilibrul și de a te supraevalua, de a face un experiment pe tine însăți. Rezultatul îți va afecta starea de bine și poate duce la o defecțiune fizică sau nervoasă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești! În această săptămână este puțin probabil să vrei să te încurci prea mult în relațiile amoroase. Se prevede evadarea din problemele nesoluționate și izolarea voluntară. Dificultățile pot fi eliminate datorită unei ocazii fericite. Această prognoză este deosebit de relevantă în ceea ce privește deficitul financiar, care va fi eliminat complet datorită resurselor neîncăsate la termen. În zilele următoare nu este recomandat să intre în conflicte cu persoane înzestrate cu putere și autoritate publică. La sfârșitul săptămânii este posibilă o surpriză plăcută pregătită de un partener de relație, un fan sau admirator. Nu trebuie să te temi să greșești. Acest lucru este normal în această perioadă. Dar a trăi neînciotat temându-te de a face o greșeală și de a amâna constant pentru mai târziu este calea către nicăieri. Toată săptămâna ar trebui să fie activă și să nu-ți fie frică de viață. La sfârșitul săptămânii, în perioada 21-22 septembrie, acordă atenție sănătății tare. Mergi la piscină, fă plimbări pe un râu sau un lac, începe să faci sport, gândește-te la dieta ta. În această săptămână vei putea învăța o mulțime de lucruri interesante. Este un moment minunat pentru studenți. Poți înțelege cu ușurință chiar și subiecte deosebit de complexe datorită creșterii activității intelectuale și a memoriei bune. Dacă ești pasionată de comunicare, pe rețelele sociale și forumuri vei putea găsi noi prieteni. Relația care va fi lansată săptămâna aceasta este probabil să fie foarte lungă. Între timp, dacă uniune de dragoste există deja, nu sunt excluse o crize și complicații temporare. Păstrează-ți ambițiile și ai grijă de respectul de sine al iubitului tău. Mândria poate deveni un motiv de dezacord. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran, astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot! Te aștept!